Bun găsit tuturor la un nou episod de New Wellness. Sunt dr. Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică-ginecologie și fondatoarea acestei platforme educaționale pentru sănătatea pântecului feminin, Ioni Wellness. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și în episoadele precedente. Într-adevăr, sunt impresionată de cât de multe femei sunt fascinate, să spun așa, de acest domeniu al sănătății pântecului și privesc cu optimism către viitor, când viitoarele generații vor fi probabil și mai și decât noi. Asta este un lucru bun spre evoluția tuturor și mă bucur foarte tare că am aceste feedback-uri minunate de la dumneavoastră, atât prin comentarii, mesaje private, mail-uri, cât și pe celelalte platforme de social media, pe Facebook, Instagram și TikTok. Nu ezitați să mă urmăriți în continuare. Episodul de astăzi cred că va fi unul deosebit de frumos și nu degeaba. Este practic ultimul episod din acest sezon. Ați observat că primul sezon a fost despre obstetrică, tot ce înseamnă preconcepție, concepție, naștere, sarcină, alăptare, recuperare postpartum și așa mai departe. Și acest sezon 2 a fost despre partea de ginecologie și anume toate celelalte boli pe care le poate avea o femeie în afara sarcinii. De la probleme cu sânul, probleme legate de ovare, probleme legate de uter, fibroame, ovar polichistic, endometrioză, infertilitate, infecții, contracepție, cancere. Am încercat să abordăm majoritatea temelor la care m-am putut eu gândi că dumneavoastră aveți interes pe partea de ginecologie. Și bineînțeles, acum ultimele episoade au fost despre igiena și cred că este foarte important să abordăm și subiectul de astăzi și anume igiena sexuală și de ce nu emoțională, pentru că observăm că trendul pe care îl urmează, să spunem, societatea nu este unul neapărat favorabil și este important să cunoaștem toate noțiunile și să alegem asumat atunci când facem, mai ales când luăm în calcul decizii care pot avea impact asupra sănătății noastre, atât fizice, cât și psihoemoțional. Așa încât, așa cum v-am explicat în episoadele precedente, în care am discutat despre igiena genitală normală, igiena menstruală, acum vom discuta despre igiena sexuală și cum anume ar trebui noi să facem, să nu cumva să ne trezim cu vreo surpriză din punct de vedere medical în urma unui contact sexual, cum să nu transmitem diverse lucruri, cum să ținem cont de toți factorii și mai ales cum să ne păstrăm un pântec sănătos din perspectiva femeie-bărbat. Aș vrea să încep prin a vă explica cum anume funcționează pântecul la femeie, ca să înțelegeți, de fapt, tot contextul discuției care va urma. Probabil multe persoane nu vor fi de acord cu ceea ce povestesc eu mai departe în acest episod, pentru că este un subiect controversat. Și multă lume va fi, pe principiu, lasă-mă cu toate prostiile astea, că, uite, cunosc pe cineva care a avut 15 parteneri și n-a pățit nimic și totul este bine și frumos. Sunt de acord că vor fi poate și excepții, dar eu ce vreau să vă povestesc astăzi sunt noțiuni de medicină integrativă și anume, nu anume să luăm lucrurile ad literam, strict din punct de vedere medical, adică am intrat în contact cu ceva, am luat și sunt bolnavă și mă tratez cu antibiotice, hormoni sau ajung la chirurgie și am rezolvat problema. Eu încerc să privesc medicina din perspectivă integrativă. Ce înseamnă? Înseamnă că o femeie de obicei face boli dacă le somatizează în urma unor dezechilibre pe care ea le are. Și dezechilibrele care țin de partea de ginecologie se referă la dezechilibrele pântecului, da? Adică, dacă o femeie are anumite perturbări sau blocaje sau suferințe pe zona pântecului, ea, într-un fel sau altul, le va somatiza în diverse boli ginecologice. Și așa cum ați urmărit în tot acest sezon, v-am explicat foarte clar de exemplu că femeile care au tulburări, să spunem, în viața lor sexuală și nu reușesc să aibă orgasme suficient de dese sau satisfăcătoare sau multe într-o viață, dezvoltă la un moment dat fibromă uterin. Sau o femeie care nu naște niciodată, din cauza că pântecul acela are o suferință că nu a dat naștere la nimic, va da naștere la un moment dat la o tumoră, bineînțeles, da? Deci, cumva, pântecul feminin funcționează în felul următor. El este un gol, da? Deci, femeia are un gol în pântec, da? Un gol în vagin, un gol în col și un gol în uter. Deci, uterul, per total, pântecul feminin, este un vas gol care așteaptă să fie umplut cu ceva ideal, cu un bebeluș sau cu un bărbat ok, care să o umple la propriu, din punct de vedere, pe toate planurile, da? Deci femeia în viață este un receiver, este un primitor. Bărbatul este un giver. El are să dea. Ce să dea femeii? Să-i dea siguranță, să-i dea afecțiune, să-i dea încredere, să-i dea susținere, din toate punctele de vedere. Și să-i dea o sămânță care să-i ofere ei șansa să facă un bebeluș și așa mai departe. Deci bărbatul este giver, femeia este receiver, da? Femeia când este receiver, când este primitoare, ea poate să primească fie bune, fie rele. Depinde ce sădește bărbatul în ea. Dacă bărbatul pe care vi-l alegeți este unul ok,
adică un bărbat stejar, în jurul căruia gravitați, aveți toată siguranța și baza în el. Este stâlpul casei, să zic așa, sau stâlpul dumneavoastră din viață. Și femeile, în general, așa funcționează. Este un soare, gen bărbatul, și ea gravitează în jurul lui, da? Ia de acolo și ia toată energia, toată frumusețea. Vedeți cum arată o femeie care este fericită și împlinită pe partea personală. Cum arată? Este radiantă, este înfloritoare, este frumoasă, este în plină feminitate, este perfectă, da? O vedeți, e sănătoasă, e fericită, e împlinită, nu-i trebuie nimic, da? Și cum arată o femeie care are de toate, este pe Everest din perspectiva carierei, are bani, mașini, călătorii, viață socială, are multe prietene, poate are legături bune cu familia, dar când în sufletul ei lipsește un bărbat și în viața ei lipsește un bărbat, o vedeți cum este, da? Este o femeie isterică în general, da? Care nu-și găsește liniștea, este hiperactivă, este dezorganizată, haotică, da? Așa? Deci nu are în jurul cui să graviteze. De ce? Pentru că, în general, femeia, gen, ea tot timpul are nevoie să fie hrănită. Cum este o plantă? Are nevoie de lumina soarelui, de apă, de nutrienți, da? Și dacă femeia, o să zicem, cu o floricică și are un bărbat bun, ea, practic, este udată mereu cu îngrășământ, cu nutrienți, astfel încât ea să thrive, să înflorească frumos, să-și ajungă la potențialul ei maxim de fericire, frumusețe, feminitate și așa mai departe. Dacă femeia are, în schimb, un partener mai puțin bun, unul toxic sau este o relație disfuncțională sau disarmonioasă, sau acel bărbat este frustrat, este, nu știu, are diverse probleme de ordine interior de multe ori. Acest bărbat, când îi oferă femeii centrul gravitației, deci el este centrul gravitației ei, da? Și el la propriu se varsă în ea cu diverse rele, o vedeți pe ea cum se stinge, cum își pierde frumusețea, strălucirea, feminitatea și ea devine, din păcate, ternă și nefericită, da? Deci o femeie, când o vedeți pe stradă sau din anturajul dumneavoastră, când o vedeți fericită și frumoasă și radiantă, este o femeie care are un bărbat bun în viața ei. Când vedeți o femeie care are tot felul de probleme în viață, tot felul de disfuncție, este permanent frustrată, supărată, depresivă, anxioasă, nefericită, nemulțumită, vorbește mult, e dezorganizată, e pur și simplu, o vedeți că nu este bine. Nu este bine pentru că nu are un bărbat bun în viața ei. Deci, per total, bărbatul face diferența în viața unei femei. Practic, este toată esența vieții la o femeie. Fără un bărbat bun, o femeie greu reușește să-și găsească pacea, echilibru și fericirea. Nu zic că nu există și femei care își găsesc fericirea într-o carieră sau în așa, dar în sinea ei, când se culcă noaptea singură, tot simte nevoia de afecțiune, de grijă a unui bărbat și s-a săturat și ea să fie propriul șef al vieții ei, are nevoie uneori femeia să fie, să aibă un spate, da? Să fie cineva în spatele ei care să o susțină și să-i ofere siguranța asta și liniștea că nu trebuie să facă ea tot. Deci, rădăcina bărbat-femeie se reduce la ce v-am explicat acum. Din punct de vedere medical, o femeie când are un contact sexual cu un bărbat, la fel, cum v-am spus și din punct de vedere al vieții, ea primește tot ce oferă bărbatul ei, da? Dacă bărbatul are diverse boli, din punct de vedere medical, tot ce se poate transmite pe cale sexuală, și aici o să vă invit să urmăriți episoadele despre boli cu transmitere sexuală, că le-am explicat pe fiecare în parte, femeia, din păcate, va prelua de la bărbatul ei aproape tot, da? Dacă are noroc și folosește prezervativ, o parte din boli se pot preveni, dar, din păcate, nu toate. Deci nu există nicio metodă contraceptivă pe fața pământului care să vă poată feri de tot. Singura metodă contraceptivă care vă ferește de orice este abstinența, ceea ce nu este recomandat. Așa încât, pur și simplu, prezervativul, să zicem așa, ar fi cea mai bună metodă care vă ferește de majoritatea bolilor, cu excepția infecției cu virus HPV sau a unor boli cutanate. Și cumva, măcar atât ar trebui să faceți dacă aveți contact sexual cu o persoană a cărui istoric medical nu îl cunoașteți. De ce spun asta? Pentru că oricât de frumos și perfect și sănătos vi se pare bărbatul respectiv, din păcate nu scrie pe fruntea nimănui ce are. Bărbații, în majoritatea lor, sunt asimptomatici la bolile pe care le au. Deci nu manifestă sifilis, hepatită, gonococ, clamide, micoplasmă, urea, plasma, HPV, câte vreți, da? Deci majoritatea bolilor cu transmitere sexuală sunt asimptomatice și nu le puteți vedea sau ști la un bărbat. Femeia fiind un primitor,
ea săraca va lua, va face o colecție de toate bolile pe care le are bărbatul respectiv. Și atenție, cu cât e bărbatul mai frumos, mai wow, da, așa îl văd și altele. Și în general acești bărbați au avut un istoric de multe partenere. Din acest motiv noi îi considerăm ca ginecologi pe acest bărbați țânțarea în ufele, adică colectează de la toate femeile câte ceva, că și ei iau la rândul lor, și transmit mai departe la norocoasa care urmează, da? Deci, vă recomand cap de listă în igiena sexuală. 1. Nu credeți nimic până nu vedeți analize. Punct, da? Deci, dacă vreți să renunțați la metodele de barieră, de protecție, doar pe baza unor analize renunțați la prezervativ. Altfel, prezervativul este cap de listă la igiena sexuală, da? Deci, nu renunțați la prezervativ, repet, decât dacă știți ce analize are omul și ideal și dumneavoastră, ca să fie cinstit și pentru el, da? Deci, vă testați înainte de a renunța la prezervativ. Asta este 1, da? 2. Ideal ar fi, dacă este un partener nou, sau la care, iarăși, nu știți istoricul, să nu aveți contacte în perioada menstruală. Așa cum v-am povestit în episodul precedent, perioada menstruației este una mai delicată la femeie. Deci, din ce punct de vedere? Atunci când sângele menstrual se desprinde de pe peretele uterin, adică primul strat, cel din la interior, endometrul, dacă se desprinde, cumva zona care rămâne acolo de unde s-a desprins este ca o rană vie deschisă, da? Asta înseamnă că orice bacterie, virus sau chestiune nouă poate fie să urce din vagin să se ducă la uter, fie, pur și simplu, dacă e vorba de un contact sexual cu o persoană cu care, despre care nu știți ce are, mai ales fără prezervativ, se va duce cel mai probabil la uter. Da? Deci aveți risc mai mare să vă infectați fiind la menstruație și aveți risc mai mare să-i dați ceva la menstruație dacă este o boală transmisibilă prin sânge. Da? Deci igiena sexuală are legătură și cu igiena menstruală și cu igiena genitală în general. Da? Deci la menstruație aveți contact sexual doar cu prezervativ și doar vaginal cu un partener cunoscut. Nu faceți experimente, nu încercați tot felul de lucruri fără să vă asumați riscurile și când spun asumați la propriu să vă asumați, Doamne ferește, să luați vreun HIV, vreo hepatită, ceva ce vă poate da viața peste cap. Deci sunteți prudenți și ideal ar fi să vă alegeți cu înțelepciune partenerii. Da? Știu că sună rău, vreau să văd analizele, că nu știu ce, că nu știu cum și poate sună, nu știu, băbesc așa. Dar credeți-mă că sănătatea nu vă dă nimeni înapoi, da? Și dacă este un partener care este reticent la cererea dumneavoastră, înseamnă că nu este partenerul potrivit, părerea mea, da? Adică dacă aveți pretenții de genul ăsta de la un partener, ideal ar fi și el să le împlinească. Altfel nu este un partener potrivit. Un alt lucru important în legătură cu igiena sexuală. Ne interesează foarte mult să avem o igienă genitală bună, da? Când e vorba de amândoi partenerii. De ce? Pentru că în timpul unui contact sexual se fac foarte multe schimburi. Fiecare partener are o floră. O floră cu care este corpul respectiv obișnuit, cu un anumit pH, o anumită floră. Și femeile și bărbații. Și nu sunt la fel. Femeile sunt diferite între ele, bărbații sunt diferiți între ei, da? La început, când au loc contacte neprotejate între doi parteneri, se ajunge în câteva săptămâni, dacă contactul este neprotejat, la o armonizare a florei. Adică flora lui cu flora ei se întâlnesc, fac schimb de niște chestii acolo și rămâne o floră a cuplului, da? Ei, până la acel moment, ideal ar fi, de fapt tot timpul, dar mai ales până la acel moment, ideal ar fi ca flora să fie cât mai puțină și cât mai ok, adică să fie amândoi cu o igienă bună, să se spele înainte și după contactul sexual. Așa este normal, da? Ideal ar fi ca bărbatul, partenerul, să folosească același produs de igienă intimă pe care îl folosește și ea. Așa ar fi ideal, în sensul ca să nu fie probleme cu pH-ul sau cu neutralizarea unor chestii, da? Să folosească sau măcar să folosească un produs destinat igienei intime feminine. Nu să folosească șamponul care se spală pe cap, se spală din cap până în picioare, da? Că am văzut bărbați care, mă rog, povestesc chestia asta, că eu folosesc un singur produs, am un șampon sau un fel de gel de duș cu care mă spăl și pe păr și pe corp și din cap până în picioare, da? Și cumva, vă dați seama că vaginul unei femei este foarte delicat. Suplimentar că ne spălăm la exterior cu geluri intime speciale, imaginați-vă la interior cât este de important să menținem pH-ul și sănătatea, da? Dacă bărbatul folosește tot felul de produse de igienă nepotrivite și pe pielea lui se va modifica pH-ul sau va fi o altfel de floră selectată, acest lucru va impacta flora vaginală a partenerii lui, da? Așa încât amândoi partenerii trebuie să-și facă o toaletă înainte de contactul sexual. Și ideal și după, da? Un alt lucru de care trebuie să ținem cont este că femeia, mai ales,
Pentru a preveni apariția unei infecții urinare după contactul sexual, ideal ar fi să facă pipi la maxim 30 de minute după contact. De ce? În momentul în care noi avem vezica urinară în fața uterului și uretra imediat deasupra vaginului, deci organele sunt foarte aproape și lipite între ele, în urma unui contact sexual, din cauza unor chestiuni de ordin mecanic, da, se duce flora foarte ușor din zona perineului către zona uretrei, către zona pe unde face pipi femeia, da? Și atunci, practic, în timpul contactului sexual, este posibil ca uretra, zona pe unde face pipi, să se contamineze cu bacterii de pe perineu sau din vagin. Dar dacă ea face pipi în maxim jumătate de oră și dacă se poate într-un jet mai puternic, așa cât să se spele vezica și uretra în sensul potrivit, adică dinspre interior spre exterior, atunci ea va preveni ca acele bacterii să se ducă în vezică, să colonizeze vezica și să facă ceea ce se numește cistita lunii de miere, da? Mai ales când este cazul de cupluri ori mai la început, ori care sunt ele mai furtunoase, așa, și au contacte sexuale multe, dese, da? Atunci riscul de infecție urinară la femeie crește. Și chiar pentru asta vă invit să urmăriți episodul despre infecția urinară sau cistita la femei și o să vedeți că am povestit și acolo mai multe detalii despre chestia asta. Deci, în cadrul unei igiene sexuale corecte, ne interesează ca bărbatul ca și giver și femeia ca și receiver să fie amândoi sănătoși, ca nici el să n-aibă ce să-i dea și nici ea să n-aibă ce să primească, de punct de vedere infecțios în primul rând. Da? Deci, igienă înainte și după contact, pentru femei pipi la maxim 30 de minute după contactul sexual și folosirea unor metode de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală, ideal prezervativ sau prezervativ feminin sau ceva, o metodă de barieră, da? Între cei doi, până când aveți negru pe alb confirmat că sunteți amândoi sănătoși sau măcar el să fie sănătos dacă dumneavoastră știți că erați, nu știu, virgină sau ceva. Și atunci știți sigur că nu veți lua ceva de la partener. Separat de faptul că, pentru femei mai ales, este important să nu stea cu stresul unei sarcini, pentru că este foarte important dacă vă doriți ca lucrurile să fie ok și viața sexuală să fie una în regulă, înseamnă să ne ferim și de boli, dar și de sarcini pe care nu ne le dorim. Copiii se fac planificat. Și în cadrul igienei sexuale ne interesează și planificarea familială, care bineînțeles trebuie să existe. Copiii nu se fac random, da? Copiii se fac când amândoi partenerii vor asta, când amândoi partenerii sunt pregătiți pentru a fi părinți, când au unde, cu ce și cu cine să-l crească, ca să zic așa, da? Deci trebuie să fie tot contextul favorabil pentru a duce pe lume un copil. Nu facem copii că am uitat de contracepție. Asta este o problemă foarte mare care va duce la nenorocirea a cel puțin trei vieți, da? Mama, tata și copil, dacă nu și a bunicilor și a celorlalți din jur. Copiii se fac planificat, se fac când trebuie, în sensul de a avea un context unde să puteți să-l creșteți bine într-un mediu armonios, într-o familie frumoasă, în care aveți minim o sursă de venit, în care și el și ea își doresc copilul la momentul ăla și așa mai departe. Am un articol pe Yoni Wellness pe Facebook despre așa ceva, cred că și pe Instagram, dar îl găsiți și pe www.yoniwellness.ro. În principiu, ce vreau să vă spun este că trebuie să ne gândim cu legătura asta a vieții sexuale pe mai multe planuri. Îl privim și pe plan medical, așa cum am povestit până acum, da? Să nu luăm boli, să nu facem copii nepregătiți. O privim și pe plan emoțional, pentru că o femeie atunci când primește cumva în corp, primește și în sufletul ei un bărbat, da? Deci cel mai scurt drum până la inima unei femei este la propriu prin vagin, da? Deci cumva femeia când primește un bărbat în pântecul ei, în templul ei, da? Trebuie să-l primească întâi în suflet. Întâi în suflet, da? Adică mai exact, ca să fiu mai clară, o femeie trebuie întâi dezbrăcată în suflet și apoi de corp, da? Deci trebuie să fim realiști că viața sexuală nu este doar un sport. Nu facem performanță sportivă în viața sexuală. Viața sexuală este, trebuie să fie o uniune sacră între doi oameni care se iubesc și care vor să ducă iubirea la nivel fizic. Asta trebuie să fie viața sexuală și nu hai să încercăm una, hai să încercăm alta, hai să bifăm pe una, hai să bifăm pe altul sau ce se mai întâmplă în generațiile tinere în ziua de astăzi. Sigur, eu sunt de acord că este în regulă și libertatea sau, știu, experimentarea are rolul ei și așa mai departe. Dar consider că maturitatea și conștientizarea importanței acestui subiect în viața unui om poate face diferența între o persoană care rămâne cu ceva traume în urmă sau o persoană care este ok cu self-ul ei, cu pântecul ei și nu are nicio boală și poate să aibă pe viitor o relație bună și de calitate, poate să aibă copii, să n-aibă probleme cu fertilitatea, să n-aibă probleme cu nașterile. Deci cumva tot ce facem și nu este bine
Toate lecțiile trecutului care nu au fost bune sau toate alegerile proaste pe care le-am făcut pot impacta într-un fel sau altul sănătatea pântecului feminin, pentru că femeia, din păcate, creează o legătură emoțională cu fiecare partener pe care îl are. Adică, un contact sexual, mai ales piele pe piele, neprotejat, între o femeie și un bărbat, creează o legătură emoțională timp de 7 ani cu acel bărbat. Da? În ce sens? În sensul în care, în primul rând, mama natură face lucrurile într-un anumit fel. Adică, o femeie, dacă are un contact sexual cu un bărbat, din punct de vedere strict științific și medical, ea rămâne atașată de el măcar 3 luni, pentru că, în caz că apare un pui, ca în orice specie de mamifere, ea trebuie să rămână în jurul bărbatului ca bărbatul să știe că are un pui cu acea femeie, da? Deci, dacă femeia rămâne însărcinată, cumva ea în următoarele 3 luni, când este încă atașată profund de partenerul respectiv, este încă în legătură cu el și îl poate informa că, uite, o să avem un copil, da? Dar se întâmplă asta la toate mamiferele, nu numai la om, da? Deci, orice legătură de fuziune intimă între două specii de mamifere face ca respectivele femele să stea în preajma respectivului mascul măcar 3 luni de zile pentru a ști dacă s-a produs un pui între timp, da? Deci, separat de partea științifică, mai există și partea psihoemoțională și extrasensorială, sau cum să o numesc, adică o femeie rămâne atașată gen psihic și uneori anatomic, adică celule din legătura lor care a fost în urmă, deci cumva celulele respectivului bărbat vor rămâne timp de 7 ani în corpul femeii, deci ea are ca un fel de memorie anatomică sau memorie structurală a ADN-ului altui bărbat, da? Timp de 7 ani. De asta este bine ca femeile să aibă cât mai puțini parteneri în mod ideal, da? Sigur, eu sunt de acord că generațiile noi au altă filozofie. Eu nu vorbesc asta din perspectiva cum spuneau bătrânii noștri, eu vorbesc din perspectiva strict spirituală. O femeie este bine să aibă cât mai puțini parteneri într-o viață, în sensul în care să se conecteze ideal cu unul și pe termen foarte lung și să graviteze în jurul lui, dar să fie un bărbat bine ales. Dacă este un bărbat rău, cu cât va sta mai mult, cu atât îi se va prelungi suferința acelei femei. Deci este foarte important cum alegeți un partener, da? Această legătură între bărbat și femeie poate să fie perturbată de relația pe care a avut-o fata cu tatăl ei sau de ce a preluat fata, femeia respectivă, de la legăturile cu alte femei. De exemplu, dacă ea are o empatizare foarte bună sau o legătură foarte bună cu mama, sora sau altă fată foarte apropiată, importantă din viața ei și acea fată are o viață perturbată și o legătură proastă cu bărbații, ea poate să îi pedepsească gen pe toți partenerii ei pentru ce a pățit femeia aia cu care ea empatizează. Deci cumva pântecul la femeie, din păcate, din cauza că are acest gol în el, are tendința de a prelua. Ea preia și de pe alte linii feminine, de pe ancestral, mamă, fiică, bunică, da? Pe linia asta, dacă au fost suferințe, mame sau bunici care au fost părăsite, înșelate, necăjite, bătute și așa mai departe și asociază că o căsnicie sau o legătură durabilă între bărbat și femeie se soldează cu astfel de suferințe, ea va prelua acele suferințe și ea. Și le va somatiza în diverse forme de boală, de multe ori fibroame uterine sau chisturi ovariene, da? Pe care e foarte ușor să le rezolvăm chirurgical, dar noi trebuie să le rezolvăm la cauză. De asta vă spuneam la începutul episodului despre medicina integrativă. Noi trebuie să vedem care este cauza pentru care noi somatizăm lucrul ăsta. Sau, multe femei, de exemplu, care au infertilitate, au infertilitate pentru că în sinea lor au o frică de a rămâne gravide. Chiar dacă ele din mental își doresc, dar ele asociază că, uite, mama de când a rămas gravidă a fost bătută de tata, uite, bunica de când a rămas gravidă a fost părăsită de bunicul și așa mai departe. Adică sunt anumite frici din subconștient pe care noi uneori nici nu le realizăm, că le-am preluat din ADN-ul generațional, da? Și atunci, trebuie să tot timpul să ne uităm la femei ca și conexiune cu pântecul lor ca un tot unitar. Deci ea, ca și structură de femeie, nu este doar cea care o vedem noi la față, da? Ea este și generațiile de femei dinaintea ei și legăturile pe care le-a avut această femeie cu tatăl ei sau cu alte persoane de natură masculină care au impactat viața mult. De exemplu, sunt femei care au avut un partener care le-a dezamăgit profund și ulterior ea nu se mai poate relaționa bine la partea masculină și face tot felul de disfuncții. De exemplu, are vaginism, de exemplu, la contact sexual sau nu poate să aibă orgasme sau nu are libido crescut sau nu poate să facă copii, da? Din cauza că ea asociază că toți bărbații sunt ca cel care a rănit-o pe ea în trecut. Sau anumite legături nerezolvate cu parteneri precedenți, da? Sau au fost ceva traume în urmă nerezolvate, Doamne ferește, tentative de viol sau violuri, așa care iarăși le-au perturbat
toată situația. Sunt foarte mulți factori, adică sunt și cei de natură medicală, nu știu, infecțioasă, hormonală și așa mai departe, dar sunt și cei subtili. Dar legăturile pe care le avem noi ca femei între noi, noi cu bărbații importanți din viața noastră, și contează foarte mult și cum am fost noi educate, adică structura de acasă, din educația de acasă sau din religia din care provenim, da? Pentru că vedeți că majoritatea religiilor promovează un lucru. Nu contează cum o cheamă pe religie. Religia ce recomandă? Recomandă că femeia să fie virgină la căsătorie, în teorie, da? Adică să nu fie avut nicio relație cu niciun bărbat până la momentul ăla, adică să fie curată din toate punctele de vedere, inclusiv medical, și să rămână fidelă și să rămână cu bărbatul ei cât mai mult și să construiască împreună un tot unitar, o familie, și ea să graviteze și să asculte de bărbatul din care a fost creat, din coasta lui. Da? Deci, cumva, dacă vă uitați la toate ceremoniile din toate religiile, femeia este ca un accesoriu a bărbatului, cumva. Bărbatul ar fi stâlpul și femeia este ajutorul lui. Da? Așa scrie și în Biblie, dacă vă uitați, sau mă rog, în orice religie sunteți. Da? Deci a fost întâi creat bărbatul și apoi Dumnezeu a zis, hai să-i facem un ajutor bărbatului. Și bărbatul să aibă grijă să o iubească pe femeie, iar femeia să asculte de bărbat. Sigur că nu trebuie să fim cu capul plecat acum toate măicuțe, dar vreau să zic că s-a inversat cumva rolul în societate și foarte multe femei se masculinizează. Ele fac, ele pot, ele știu, nici nu le trebuie bărbat, ele se descurcă așa. Și bărbații din contră s-au efeminizat mulți dintre ei. Când au văzut că ea face, el nu mai face nici el, că dacă face ea deja, ca idee, energia feminină s-a aplatizat și ea s-a dus spre masculin foarte mult. Și foarte multe femei la propriu, le vedeți, cu pantaloni, organizatori, lideri, ele sunt șefe, ele fac tot, ele știu tot, ele le vedeți peste tot, sunt, cum să zic, ok, pe carieră uneori le merge bine, dar pe viața personală mai puțin, da? Pentru că una este să fim la serviciu, poate, cu o funcție mai înaltă sau să fim noi știm, noi facem, noi dregem. Și alta este acasă, da? Când acasă, femeia trebuie să fie în rol feminin, un ușor submisiv, nu submisiv, dar ușor submisiv, adică să ia decizii de comun acord cu partenerul, să facă lucruri uneori și cum spune el, adică trebuie să fie o dinamică bună în cuplu. Dacă ea este pe energie masculină, și ea spune și el face. La un moment dat se inversează rolurile astea. Sunt și cupluri care funcționează bine așa, dar de multe ori apar disfuncții și apar certuri sau dizarmonii în acel cuplu și apar probleme. Da? Dar să nu ne îndepărtăm de subiect, pentru că despre toate aceste noțiuni despre sexualitate și spiritualitate și legătura între feminin și masculin, o să vă vorbesc într-un sezon viitor pe care îl pregătesc. Așa încât să ne întoarcem la igiena sexuală. Ce mai contează în toată povestea asta cu igiena sexuală sau emoțională a cuplului? Interesează foarte mult ca femeia să înțeleagă că uniunea dintre bărbat și femeie este sacră și ne interesează și bărbatul să aibă viziunea asta potrivită și să înțeleagă că pentru femeie viața sexuală nu este doar o datorie de femeie sau un serviciu pe care ea trebuie să-l presteze gratuit numai pentru simplu fapt că este căsătorită sau într-o relație, da? Deci nu este despre asta. Fuziunea asta erotică și conexiunea sexuală între doi parteneri trebuie să fie ca o completare sau ca o transformare fiziologică a iubirii emoționale în cea de iubire fizică, da? Din acest motiv contează foarte mult ca partenerul masculin să iubească, să aprecieze, să respecte femeia de lângă el, să o cunoască bine și să încerce să o ajute să ajungă la un grad de satisfacție inclusiv sexuală în viață, da? Deci o femeie cu un pântec stimulat corect, adică care are orgasme din când în când pe lună, are un pântec sănătos și acea femeie nu va somatiza aproape nimic din ceea ce îi se întâmplă în viață. Adică o femeie care are orgasme regulate este o femeie care nu face niciodată chisturi, fibroame, alte nebunii, da? Și este fertilă și totul merge perfect. Dar sunt foarte puține femei care reușesc să aibă o viață sexuală de felul ăsta și sunt foarte puțini bărbați care înțeleg sau vor să ajute femeia să ajungă acolo, da? Deci există un grad de ignoranță, să-i spunem așa, în societate și vă invit să urmăriți episodul despre disfuncțiile sexuale. O să înțelegeți mult mai mult dacă vă povestesc acolo. O să-l vedeți în urmă. Este despre vaginism, despre lipsa orgasmului, despre lipsa libidoului și despre tulburările acestea de natură sexuală la femeie. Și am explicat acolo atitudinea unor bărbați în care efectiv sunt egoiști și nu își dau nici măcar interesul să își satisfacă partenera de gen feminin, da? Ce mai contează? Contează ca un contact sexual să fie ok, contează și
sentimentul pe care l-au cei doi, atât înainte, adică preludiu, dar și postludiu, da? Adică postludiu uneori este mai important decât preludiu. Contează ca cei doi, după ce au avut o fuziune din aceasta de tip erotic, nu unul se duce acolo, unul acolo, fiecare pe telefon, da? Este important ca ei doi să rămână conectați, pentru că sunt niște schimburi care au loc după contactul sexual, care îi unește foarte mult și îi apropie pe cei doi, da? Deci postludiu, eventual, nu știu, lugu-lug, îmbrățică la un film sau ceva, contează foarte mult, chiar dacă este vorba doar de câteva minute. Contează foarte mult să nu existe o separare la propriu, fizică, între cei doi parteneri după un contact sexual armonios și frumos. Da? Ce mai este important în legătură cu igiena sexuală? Este important ca, așa cum am precizat, femeia să aibă, dacă se poate, cât mai puțin parteneri și cât mai sănătoși, iar bărbatul la fel, dacă se poate, să cunoască un oarecare istoric al partenerilor lor și să nu facă un trend sau un target din a avea cât mai multe partenere pe postul de, nu știu, ca un palmares, da? Am avut nu știu câte femei, ca și cum ar fi. Da, este în regulă să ai multe femei dacă te pricepi să le faci fericite și să le satisfaci. Asta înseamnă să ai multe femei, nu să bifezi și să te masturbezi cu toate femeile alea și atât, da? Deci trebuie să ai femei la propriu, să le faci fericite, să le umpli inima, da? Și dacă ai reușit să faci fericite atâtea femei, bravo, da? Este minunat. Dar nu este pe bifat un număr, da? Pentru că acest număr vine și cu reversul medaliei, că și bărbatul preia de la femeie tot ce e în regulă. De exemplu, dacă un bărbat are contact sexual cu o femeie deprimată, anxioasă, vai de capul ei, necăjită, frustrată, așa, el va prelua de la ea și nu va ști după aia de ce se simte și el așa, pentru că între cei doi sunt niște schimburi foarte subtile, dar foarte puternice, de vibrație și de stare, da? Deci, într-un contact sexual sunt schimburi de toate felurile, inclusiv de ordin medical, anatomic, infecțios și așa mai departe, dar și subtil. Și este și un schimb de energie între cei doi, da? Și atunci, ideal este ca el să-și aleagă partenere bune, ok, care sunt femei bine cu ele, da? Care sunt în feminitatea lor de plină, care își cunosc corpul, care își cunosc, nu știu, sunt conectate bine cu pântecul lor, sunt în stare de energie bună feminină, ca el să devină mai masculin. Altfel preia de la ele și nu devine decât un sac de gunoi emoțional al femeilor cu care a fost. Iar viitoarea parteneră, dacă el a umblat cu nu știu câte femei din astea care nu sunt chiar ok din punct de vedere emoțional și după asta găsește o parteneră cu care vrea să rămână și cu care vrea să construiască ceva, atunci când va avea contacte cu ea, el își va vărsa tot istoricul în ea. Deci îi va aduce practic femeii noi cu care vrea să construiască ceva, tot ce a colectat, dar nu numai infecțios, din toate stările, de la femeile precedente, toate suferințelor, toate lucrurile care au fost nerezolvate. Din acest motiv, bărbatul trebuie să știe să-și aleagă cu înțelepciune femeile și femeia trebuie să știe să-și aleagă cu înțelepciune bărbatul. Și ideal ar fi amândoi să aibă cât mai puțin parteneri, dar mai ales femeia și mai ales ea să înțeleagă că este o chestiune mult mai personală să primească pe cineva în corpul lor decât este pentru un bărbat. Viața sexuală pentru un bărbat e ceva mai exterior puțin, da? Dar pentru femeie este ceva mai interior, este la propriu interior, da? Și contează foarte mult să înțelegeți sacralitatea acestui act intim de fuziune erotică, da? Deci nu primiți pe oricine templul dumneavoastră și mențineți templul curat. Îngrijiți-vă de el și din punct de vedere medical, igienic și așa mai departe, dar și din punct de vedere al energiilor pe care le aduceți în interiorul dumneavoastră. Pentru că, așa cum v-am spus la început, dacă floricica este udată cu îngrășământ, o să fie o floricică frumoasă. Dacă puneți toxice și alte lucruri rele peste floricică, nu faceți decât să vă stingeți frumusețea, feminitatea, strălucirea și este puțin mai greu de dat timpul înapoi și de curățat templul după un astfel de bărbat. Da? Bineînțeles că nu vă recomand să amestecați bărbați în paralel și așa mai departe, deci asta este ceva de domeniu fantastic, da? Separat de partea infecțioasă sau de riscul de sarcini random, are legătură cu curățenia emoțională, deci nu aveți cum să aveți mai mulți parteneri în același timp și să fie bine, da? În mod cert, cineva este rănit sau este prost în toată povestea asta. Încercați să aveți relații monogame, pe termen lung, cu persoane sănătoase, bine alese, care vă cresc și vă înfrumusețează viața și vă aduc plus valoare. Asta ar fi rezumatul acestui episod lung și complicat. Sper că m-am făcut înțeleasă. În mod cert despre acest subiect sunt foarte multe lucruri de discutat și sunt foarte multe straturi din ce în ce mai profunde. La toată această conexiune a femeii cu pântecul ei și conexiunea pântec
bărbat, da? Care este un lucru foarte frumos dacă îl înțelegem în deplinătatea lui. Da? Sigur, și adolescenții trebuie să aibă grijă că tendința la adolescență este de a experimenta, de a vedea cum este, de a testa terenul. Da? Este în regulă și această variantă de explorare, cât timp este sigură de punct de vedere al bolilor și a sarcinii. Dar ce este important este, practic, maturitatea și asumarea și conștientizarea acestui act erotic se îndeplinește undeva mai târziu. Poate este greu pentru o fată tânără de 18-20 de ani să înțeleagă măcar ce înseamnă viața sexuală frumoasă și sănătoasă și armonioasă și satisfăcătoare. Probabil pe măsură ce trece ceva timp și se cunoaște și mai bine ea pe ea și face multă introspecție, face multă autocunoaștere, citește, se interesează, înțelege mai mult și poate are noroc să aibă un partener care să îi deschidă ochii sau să o crească sau să o lumineze pe partea asta și să-i armonizeze toate fluxurile, să o facă să se simtă bine ea ca femeie, să se simtă iubită, apreciată. Ea va înflori și se va cunoaște mult mai bine și se va abandona gen bărbatului ei, acest bărbat care este ok, da? Și el o va crește. Deci, cumva, tot printr-un bărbat o femeie crește foarte bine, da? Inițial crește prin umbra tatălui, care este foarte important în viața unei femei, și apoi tatăl cumva este schimbat de o altă figură masculină care ia rolul acelui maestru, da? Care cumva inițial a fost tatăl în primii ani de viață. Ulterior este un alt maestru care o va ajuta să-și atingă potențialul. Și este important să vă alegeți cu foarte multă înțelepciune acest maestru și să nu faceți compromisuri, mai ales nu compromisuri foarte mari, numai de dragul de a nu fi singure. Mai bine sunteți singure și curate și liniștite și armonioase și încercați să găsiți alte metode de a vă echilibra aceste puncte, da? Decât să faceți compromisuri și să trăiți într-o relație toxică sau care este plină de venin sau care vă va strica sau care vă va îmbolnăvi sau care vă va lega, Doamne ferește, cu un copil de un om nepotrivit, lucru care vă va da toată viața peste cap. Și este, cred că, un lucru care ar trebui, pe care ar trebui să insistăm foarte mult în școală sau în educația propriilor noștri copii, da? Capul de listă ar fi educația sexuală, adică cum se fac copiii, cum nu se fac copiii, cum se iau boli, cum nu se iau boli, da? Asta ca să fie la rădăcină un fundament bun. Și apoi, dezvoltarea emoțională, da? Importanța alegerii unui partener potrivit, ce înseamnă cu adevărat schimbul acesta între bărbat și femeie sau cum se formează cu adevărat tot unitar un bărbat cu o femeie și cum formează ei un cuplu frumos, cu adevărat, care să fie benefic pentru amândoi și să creeze mai departe un fundament de familie foarte bun pentru un copil. Da? Lucrurile trebuie luate într-o ordine logică și sigur, este greu de ajuns aici din start, este ca la școală, trebuie să trecem prin niște etape, să absolvim niște clase sau niște lecții pentru a învăța cumva care este de fapt rolul pe lume a bărbatului și a femeii și cum ajung ei de fapt la această fuziune perfectă, dar asta vine cu maturitate și cu multă educație și cu foarte mult interes către acest subiect. Sper că v-am lămurit. Dacă sunt nelămuriri în legătură cu subiectul nostru de astăzi, vă invit să-mi lăsați ca de obicei mesaje în comentarii. Eu răspund de 3 ani de zile, de peste 3 ani de când avem acest canal, răspund tuturor. Nu este nimeni care a avut mesajul nerăspuns. Aș vrea să vă mulțumesc acum, la sfârșit de episod, tuturor doamnelor care s-au abonat și care ne susțin canalul. Vă mulțumesc foarte mult pentru că, datorită dumneavoastră, noi am putut funcționa în acești ani și sprijinul dumneavoastră a contat foarte mult. Fiecare comentariu, fiecare like, fiecare feedback pe care l-am primit ne-a dat dorința și energia să continuăm să lucrăm în acest proiect frumos. Urmează niște surprize foarte frumoase pentru dumneavoastră, să fac niște live-uri. Urmează niște cursuri care vor fi pentru sarcină, foarte drăguțe. Și cel mai important, urmează un sezon 3 care va fi despre acest subiect, dar mult mai aprofundat, și anume despre sexualitate în detaliu și despre feminitate și despre practici de feminitate și despre cum ne armonizăm noi ca femei cu pântecul nostru și cum putem să trăim fericite, sănătoase mereu, fără să avem treabă pe la ginecologie, că despre asta este vorba. Vă mulțumesc tuturor! Share-uiți episodul dacă vă place cu persoane apropiate, dați like, subscribe, activați clopoțelul și ne vedem și pe celelalte platforme în continuare. Urmăriți-mă peste tot pentru că vor fi surprize și mai ales sunt fericită să vă anunț că în curând voi lansa un magazin online cu deosebit de multe produse care poate nu sunt cunoscute pentru dumneavoastră și care poate vor veni în ajutor în caz că sunteți interesat, bineînțeles. Ne vedem data viitoare, vă aștept cu informații noi pe toate celelalte platforme. O zi frumoasă tuturor!